Cine, Button? Nu, bate. Nu, s-a accidentat, Button. S-a accidentat. Nu, asta zic, că Button s-a accidentat. Tu ce accidentat? Hai, domnule, că mi-a accidentat. A, la Miculescu sau ce? Sau nici da. Bă, ai 22 de ani, joacă, mă, nu poți să joci 90 de minute, joci 70 de minute, arunci jos, că nu mai poți. Păi nu era accident, nu s-a accentat, asta să înțelegem, eu am înțeles că s-a accentat. Nu, nu am văzut accent, nu l-am văzut. El a zis deja după a comunicat la pe margine că nu mai poate. Deci așa se joacă fotbal. Interesant. La Olaru au fost crampe sau ce s-a întâmplat acolo, mi se pare. Dar nu cumva a exagerat și el și cei care au venit de la Națională și au zis, nu, doi, nu vrem liber deloc, vrem să... Cum va plătesc nu, o notă acum? Nu, asta. Nu fac nimic acolo. Ei ăștia jucătorii care sunt rezerve, ei nu fac nimic. După ce interesează pe selecționer să antreneze jucători, el ia, joacă cine joacă, ceilalți care sunt mic bagă, ei sunt bat jocură. Eu, dacă bănesc că s-au antrenat la Națională, nu spuneți că nu s-au antrenat. Nu se antrenează. Să-l întrebăm pe Edi Iordănescu să vedem dacă s-au antrenat sau nu. Când o să-l prind. Nu s-a întâmplat, dar nu numai Edi, toți fac așa, ci poate Edi, parcă dau vina pe Edi. Ce interesează pe el să antreneze? Păi dacă echipa care a jucat face refacere, mai face antrenament după aia. E adevărat, dar pe de altă parte, nu era bine nici așa. Dacă nu-i selecționat. Fac cei care n-au jucat, eu asta știu. Cei care n-au jucat tocmai, că ea fac, ceilalți fac refacere și ceilalți se antrenează. Da. Au fost câteva momente de ambele părți în care s-au făcut greșeli. Am văzut câteva greșeli. Le puneți pe seama lipsei de experiență. Credeți, în fine, au mai fost tot felul de alegeri greșite. E lipsa de experiență. Credeți că o să o aibă la retur? Eu spun cum am spus cu Maccabei. Așa spun și acum. Nu vreau să se considere mândrie, trufie, laudă cu tare. Dar eu spun părerea mea, dacă Dumnezeu nu e împotriva noastră și nu care de ce să fie, echipa asta nu ne poate scoate pe noi. N-are cum. Nu are cum. Nu ne poate învinge niciodată. Dacă jucăm de 10 ori cu ei, nu ne poate învinge. Bine, atunci să luăm așa față de meciul acesta, ce ar trebui să mai facă sau să nu mai facă FCSB ca să se califice? Trebuie să nu mai greșească Târnovanul. Ca să fie 1-0. Dacă se retrage, bine, foarte bine că s-a retras la 1-0. Ce noi aveam 1-0 scor de calificare. Acolo a greșit cine a dat minge în corne. Nu știu de ce a dat-o disperat. Nu știu, Alexandru sau cine a dat-o în corne. Acolo a fost, nu mai știu exact, dar acolo a fost o situație cu un lanț al slăbiciunilor. Abia a intrat, da, e adevărat. Da, și-a dat mingea în corne. Pentru ce dai mingea în corne? Ce dai mingea în corne? Pentru că cel care intrase pe partea aceea a trecut foarte ușor de Marius Ștefănescu. E adevărat, abia a intrat, s-a eliminat direct. A venit direct pe partea către Careu și probabil că acolo, din disperare, a dat afară. Șut, da? Șut. Ștefănescu, l-am luat. Nimic, n-a ce să-și. E de vreme. Pe de altă parte, ați fost inspirat că nu v-ați luat după soția lui Daua. Uite, nu, parcă soția lui Daua zicea că ar vrea să plece de la București, sau? Nu mai știu minte. Da. Păi vezi cancanul acum, mi-a de cancanul. Nu, nu de cancan, dar uite că astăzi și-a făcut treaba. Și-a făcut treaba ajutătorul. Dar noi vorbim acum de meci, vorbim de Daua, de soția lui Daua. Nu vorbim de meci acolo. E o problemă cu randamentul atacanților. Păi bucurați-vă atunci, că a fost un meci bun pentru FCSB. Păi da, băi, mă bucur, cum să mă bucur? Noi trebuia să câștigăm meciul ăsta. Păi eu știu dacă o să o prindem așa slabă la București, eu nu știu eu. Cum nu a avut posesia? A avut posesia mai mare. În primul rând, nu mai știu câte la final. Nu, a fost jumătate, 50-50, cred. 50-50 a fost. 60 cu 40, dar nu pe noi... Nu e atât. Cât? Bă, da, trebuie, nu trebuie să avem teamă cu echipa asta, trebuie să pasăm mingea, trebuie posesia, trebuie să fie la noi. Dar nu e o echipă care să poată să ne sperie pe noi. Că așa știam, domnule, că Praga, că dacă trecem de Praga, suntem calificați, că ceilalți sunt mai slabi. Acum, cu alte cuvinte, o fi mai bună Praga decât PAOK? Eu nu cred.
Nu, după cum a arătat, nu. PAOK a făcut egal cu Malmö în deplasare. Deci, ce este cert? Condusă de două. Cu un picior în grupele de Liga Campionilor. Cum sunteți cu un picior în grupe de Liga? Cu un picior suntem. Cu un picior. Mai avem un picior și intrăm în Liga. Aha, în fin. Da, nu, așa să, nu. E, cum să fie? Așa e. Are dreptate. Așa e. Așa este. Nu e așa astăzi că trebuie să treceți de aici, poate trebuie să mai treceți două echipe, păi, care ar fi. Suntem deja, ăștia am trecut de ei. Sunteți, vă spun eu, cu două picioare în conferență, aia e clar. Și nu, cu tata, corpul suntem, și cu capul. Și cu suntem cu biletele de avion. Și jumate, da. Și jumate și cu genunchiul în Liga Campionilor. Da. Acum, da, da. Să vedem cu, dacă sunt accidentări sau nu, dar vă spuneam, mi se pare că randamentul, nu vi se pare că randamentul atacului nu este ceea care ar trebui să fie? Așa este. Aici aveți dreptate. Că nu avem atacant. Că aveți doi. Nu avem atacant. Cine? Aveți doi, și început cu ei, vârful, se Miculescu și cu Popa. Avem doi, dar nici ăla n-a arătat nimic. Ăla, David Miculescu, mă așteptam să câștige, n-a câștigat, nu câștigat nici duelurile, măcar nu le-a câștigat. Măcar la prima repriză a mai câștigat duelurile, Popa. Păi mai lasă-mă, că joacă David, că... Și mai e o problemă, s-a văzut când a ieșit Olarul. Indiferent de ce mai face sau nu face, dar este clar că aveți o problemă și din punctul ăsta de vedere. Dacă